alături de noi, a fost întotdeauna alături de mediul de afaceri, de mediul antreprenorial și nu faceți altceva decât să creați o emulație în jurul evenimentelor organizate de mediul patronal, astfel încât să devenim mai vizibili și să dăm curaj cât mai multor asociații de profil să vină alături de Uniunea Națională a Patronatelor. Scopul înființării Uniunii Naționale a Patronatelor pentru un sud-est nu este de a realiza venituri, profituri personale, ci de a dezvolta mediul de afaceri, de a crea acea zonă de networking și colaborare între toate companiile, indiferent de activitățile lor, și totodată de a scoate în evidență calitățile managerilor de top, care au validat prin exercițiul lor o resursă fabuloasă. Cel mai scump capital al unui top manager este timpul său. Dacă timpul său va fi folosit pentru mentoratul următoarelor generații, atunci misiunea lui este îndeplinită. Companiile sunt aranjate cumva în pagina. Fiecare companie serioasă are propriul exercițiu de execuție. Managerul acelei companii poate să treacă la pasul următor, îl încurajăm și oferim această platformă, această posibilitate să devină din speaker motivațional, să devină mentor pentru noile generații de antreprenori. Ăsta e un principal scopul Uniunii, de a dezvolta noi generații de antreprenori. Pe lângă faptul că ne dorim într-adevăr soluții corecte, concrete, parteneriate cu reprezentanții instituțiilor statului. Acum că anul ăsta terminăm și cu jocurile politice, ne dedicăm total mediului de afaceri, ne dedicăm total educației copiilor noștri să aleagă calea corectă în România și în altă parte. Vă mulțumesc, dacă există întrebări. S-a terminat chestionarul de care făceați propire data trecută referitor la gradul de mulțumire a oamenilor de afaceri din Constanța? Nu, încă se poate. Este o sesiune deschisă. Va fi deschisă 3 luni, pentru că noi dorim ca anul viitor să creăm o politică de angajament față de mediul de afaceri, ținând cont foarte multe toleanțele și nevoile, necesitățile mediului de afaceri, astfel cât să creăm primele 20 de probleme sau